Momente pline de emoție și semnificație după ce mitropolitul Teofan a binecuvântat pacienții infectați cu COVID-19 internați pe secția de terapie intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, îmbrăcat ca un medic în combinezon cu mănuși, mască și vizieră. Înaltul prelat s-a rugat pentru sănătatea pacienților care au dezvoltat o formă medie spre severă a bolii. Acesta a ieșit în curtea spitalului unde a ținut Sfântul Maslu pentru toți angajații unității medicale. Nu a știut de planul înalt preasfințitului Teofan. Angajații spitalului știau doar de slujba din curtea unității medicale. Mitropolitul nu s-a mulțumit cu atât și a vrut încă de la început să binecuvânteze pacienții din salonul de terapie. Am îngrijit la un moment dat 65 de pacienți la ATI, da, în comitent. Da. Cea mai mare terapie din România. Cele mai multe patru de terapie intensivă aflate în subordinea unui spital în țară. Iată. E și partea țării cea mai populară, sigur, în afară de București. Acum aveți Înaltul prelat a ținut o predică celor din prima linie. La final, i-a felicitat pentru meseria pe care o prestează. Printr-un gest de admirație, a spus că se va închina în fața celor care poartă halate albe.